Curtea Constituțională a admis contestația președintelui Klaus Iohannis. Judecătorii au hotărât că aleșii condamnați la închisoare, indiferent dacă pedeapsa este cu suspendare sau cu executare, își vor pierde mandatul. Curtea Constituțională a admis în unanimitate sesizarea formulată de președintele Klaus Iohannis, potrivit căreia legea referitoare la statutul aleșilor locali ar fi neconstituțională. Astfel, primarii, consilierii locali sau județeni, precum și președinții consiliilor județene condamnați cu suspendare, își vor pierde mandatele, la fel ca cei care sunt condamnați cu executare. Sesizarea CCR a fost ultima cale de atac a legii privind statutul aleșilor locali, după ce Parlamentul a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Klaus Iohannis și a adoptat proiectul în forma inițială. Potrivit judecătorilor CCR, condamnarea cu suspendare este tot o formă de executare, fapt ce determină pierderea integrității aleșilor locali. Condamnarea în sine este cea care determină pierderea integrității, element fundamental al mandatului electiv, față de care persoana care ocupă respectiva demnitate publică nu mai are legitimitatea de a-și continua activitatea. Modalitatea de executare a pedepsei aplicate de către instanța judecătorească nu este decât un mijloc de individualizare a executării pedepsei, se arată în comunicat. CCR a amânat decizia privind dezincriminarea conflictului de interese pentru ședința din 13 septembrie. Această lege prevede că aleșii care și-au angajat rudele la cabinetul parlamentar înainte de 21 august 2013 nu pot fi acuzați de conflict de interese.